suntem aici în, în Novopetrivsk, astăzi 1 martie și luăm parte la o evacuare. Evacuăm undeva la 60 și ceva de copii ucrainieni care îi vom lua, îi vom duce în România cu ajutorul Dumnezeu. De câteva secunde au început alarmele să sune, ieri, alaltieri, aici s-a bombardat. Ne rugăm să fie ok, ne rugăm să fie bine și vă rugați și voi pentru noi.